make them bounce. Salutare dragi prieteni și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Everton. După cum puteți vedea, suntem aici la Scone Report. Howard este în creștere, Kirikes este în creștere, Stone este în creștere, la fel și Zela Lep, și au crescut foarte mult. Barkley, Chamberlain, Miralas nu este, la fel nici Lukaku, deși este golgheterul nostru. De Bruyne este în creștere, Eto'o, până și bătrânul Eto'o este în creștere. Și mai avem și alți jucători care sunt pe banca de rezervă, nici nu prea prind meciuri, nici nu prea prind banca de rezervă, să spunem așa. Vrei să scoatem pe Kirikes? Ah, da, este cam accidentat. Îl scoatem și pe Kirikes pentru acest meci în campionat, în deplasare la West Brom United, la West Bromwich Albion. Începe meciul, nu uitați să lăsați și vă un like pentru susținerea acestei serii. Lovitura de start o au cei de la West Bromwich Albion. O echipă care normal se luptă la salvarea de la retrogradare. Noi încercăm să ne luptăm la un loc în Champions League, la primele 4 locuri. Cam acesta ar fi obiectivul nostru cel mai realist. Să vedem cum, dar dacă luăm titlul nu ne opune, nu e nicio problemă. Ce am zis eu? Avem o lovitură liberă aici, Jack Stones este cel care repune. Jack Stones care rămâne fără coechipierul său din ofensivă, Vlad Kirikes. Iată acum o pasă pentru Barkley în flancul stâng, Barkley, o centrare deviată în corner. Avem de fapt lovitură de colț, să vedem acum pe Barkley. Barkley trece foarte frumos, Barkley. După cum vedeți, am adoptat această schemă, această tehnică de a executa loviturile de colț. Iată un contraatac încercat de cel la West Brom. Idee, proastă idee. Aolo, pas acolo pentru Sesenion. Trece acolo jucătorul francez. Șut periculos apărat de Howard. Foarte, foarte bun reflexul lui Howard, care este în creștere, bătrânul Howard. Să dăm o centrare, balonul este respins în careu. Varela centrează și marchează, West Brom marchează. Idee este cel care învinge acolo pe Tim Howard. Greșeală a lui Kevin De Bruyne la acest gol încasat de noi. Minutul 14 deja, este 1-0. Ce se întâmplă cu noi? Deci nu mergem deloc bine în campionat. Numai surprize peste surprize. Iată-l acum pe Varela încearcă acolo să treacă de Miralas, în duel cu Miralas. Balonul este în posesia lui Chamberlain pentru De Bruyne. Kevin De Bruyne acum se duce, De Bruyne nu prea are soluții, nu prea are sprijin la acest atac. Vedem că pe contraatacuri nu suntem prea în superioritate, de cele mai multe ori suntem în inferioritate numerică. Să ne acum pe Baird pentru Varela, Cavanda încearcă să-l deposedeze, dar nu reușește. Idee, trece Idee, autorul unicului gol de până acum. Tragem blocaj, va fi corner pentru West Bromwich Albion. Să nu intrăm în panică, avem timp la dispoziție să obținem o victorie. Așa am obținut și în meciul cu Manchester United, așa putem obține și acum. Să vedem, o centrare respinsă până la urmă și încercăm încă o dată un contraatac. Iată-l acum pe Romelu Lukaku. Lukaku din nou nu este foarte susținut, încearcă să găsească încă o dată sprijin, dar nu reușește. Acest jucător care este acum în posesia balonului, nu prea știu să spun numele, recunosc, nu prea mă descurc, dar știu sigur că a jucat la PSG. Să vedem acum pe Baird încearcă să treacă o pasă pentru Mulumbu pentru Varela apără Howard. Ne salvează aici Howard, cât să mai scoată și el. Howard, americanul, a reușit să ne salveze încă o dată din impas. Oricum am avut o ofertă de la Statele Unite pe care am refuzat-o. Iată-l acum pe Kevin De Bruyne, foarte frumos De Bruyne, ce frumos De Bruyne! De Bruyne scoate gol! Oxlade-Chamberlain, Kevin De Bruyne a scos în fața porții, cât de altruist a fost aici. O trecere foarte frumoasă, o fază excelentă făcută de Kevin De Bruyne și iată-l pe Chamberlain că marchează, îndeplinește doar o simplă formalitate cum a dat acolo. Se vede ce bine s-a văzut acolo barba lui Oxlade-Chamberlain care a marcat în turul de pe arena lui, de pe Emirates.
meciul din Champions League din optim împotriva lui AS Monaco, a reușit să marcheze singurul gol al lui Arsenal, un gol senzațional. Mi-a plăcut acea execuție. Din păcate, Arsenal nu s-a calificat, are un blestem în ultimii ani să nu se califice în sferturi, să nu treacă de optim, chiar și împotriva lui AS Monaco. Iată acum o centrare, balonul ajunge în aut. Da, sigur, ajunge în aut. AS Monaco, care în grupe a marcat doar 4 goluri în 6 meciuri și îi dă lui Arsenal în doar 1-3 și pe terenul lor. Nu, asta este fotbalul. Cum spuneam, asta este frumusețea lui. Se vedea acum pe Bate, Sese, chiar nu știu cum se spune, o să spun Sisi, mai bine, nu știu, sună mai bine. Sisi acum pentru Dorans, o centrează periculos. Am reușit să egalăm 1-1, cum spuneam, nu este bine să intrăm în panică, vom mai avea și o altă repriză la dispoziție în care vom putea să mai dăm gol. Iată-l acum pe Lukaku, încearcă din prima repriză, dar este deposedat și se încheie prima parte a acestei confruntări dintre West Bromwich Albion și Everton. Revenim cu a doua repriză și încercăm să marcăm golul de 2-1. Să vedem acum pe Kevin De Bruyne, trage De Bruyne! Pe lângă poartă, a fost spectator la acest balon portarul. De Bruyne încearcă de mult să găsească o astfel de o execuție splendidă. Iată acum pe Chamberlain, încercăm un atac. Chamberlain, autorul unicului gol de-al nostru, Se dă acum pe Sisi cu un călcâi, acolo la Mulumbu pentru Bear, din nou Sisi. Haideți mă, ce ține bătrânul ăsta atât de balon? O centrare pentru același idee, foarte periculos atacantul adversarilor noștri. Zela Lem acum cu o pasă pentru Kevin De Bruyne. De Bruyne este, dacă vreți, Pirlo al nostru, sunt mărtean al nostru, magicianul nostru, cel care dictează jocul nostru. Deci un jucător foarte, foarte bun de la vârsta asta să coordonezi jocul este un lucru mare. Central atac midfielder, joacă pe o poziție care poate să controleze jocul, să spunem așa. Chamberlain încearcă să treacă acolo, dar nu reușește. Cavanda se refiază și recuperează pentru moment. Balonul rămâne până la urmă în posesia celor de la West Brom. Călcâiul Varela, un șut, apără Howard, senzațional, incredibil cât de rapid se mișcă acolo Howard. Ne-au dominat cei de la West Brom, cei drept. Raportul șuturilor este dezastros, 8-2 pentru West Brom, care a jucat foarte, foarte bine în acest meci. Parcă West Brom a fost Everton și Everton a fost West Brom. Să vedem acum un pe De Bruyne, care încearcă ceva frumos. A avut intenție bună acolo pentru Romelu Lukaku, dar a ieșit Forster, portarul celor de la West Bromwich Albion. De câte ori am spus West Bromwich Albion, portarul vrăbiuțelor, cum arată emblema lor. De Bruyne, balonul ajunge cu noroc la Chamberlain, dar nu avem acest, nu știu cum să spun, teamwork. Dăm prea multe pase în atac, prea repezite. Trebuie, spun eu, să mai liniștim puțin balonul la centrul terenului. Parcă suntem un fel de Borussia Dortmund, prea multe pase greșite. Se vedea acum pe De Bruyne, a primit de la Zela Lem. De Bruyne se duce de unul singur pe acest contraatac. De Bruyne continuă. Este deposedat de Olson, în criză de idee acolo. Nu a fost foarte inspirat De Bruyne în fața lui Olson. Chamberlain, nici el nu recuperează. Cavanda va intra decisiv și din păcate pierde o șansă bună acum pentru adversarii noștri, dar Cavanda se refiază, foarte bun, foarte bun Cavanda, nimic de zis de el, vrea să șteargă pecatele de la meciul cu Chelsea, dar scorul este îngrijorător, este 1-1 în continuare, să vedem, centrare periculoasă pentru IDE, balon respins de Stones, iată acum ce preluare face Lukaku, un pic cam lungă, nu este foarte susținut în atac, după cum vedem Romelu Lukaku. Curtiș pentru Aquilani pentru Mario Gomez, neanțul, pasează la italianul Aquilani și cât de bine se întinde acolo. Tim Howard reușește să respingă în corner pentru Fiorentina, italienii încearcă să marcheze, sunt foarte periculoși, au devenit periculoși italienii. Howard reține foarte bine, acum Distin nu are voie să greșească aici, Distin pentru Lukaku se duce de unul singur, Romelu, Lukaku, iată că încearcă să treacă, Lukaku rămâne cu obiectul muncii, rămăsese la balon Lukaku, dar până la urmă a fost deposedat.
Rossi trece acolo foarte frumos. Rossi, haide Baines. Baines n-a făcut cel mai bun joc ofensiv, defensiv aici Baines. Să vedem pe Stones. Baines recuperează. Oh, bun. Este un jucător cu multă experiență. Baines, trecere foarte frumoasă a lui De Bruyne. Iată-l pe De Bruyne, ce frumos pentru Lukaku. Lukaku, Lukaku! Trage, dar Luis Neto reușește să apere. Asta este drept, când Neto era la Fiorentina, acum nu mai este la Fiorentina. Tătărușanu a apărat doar în Europa, dar era titular în Europa. Ceva gen Casillas la Real Madrid, că așa era Casillas acum un sezon, în locul lui Diego... Cum era portarul de acum la AC Milan, că am și uitat cum îl cheamă, Diego Lopez, el apăra în campionat, iată acum, nu se poate, oh, ho, ho. Puteau să ne marcheze, dar De Bruyne, trage De Bruyne, dar peste poartă, scorul rămâne 0-0 în continuare, nicio echipă nu a reușit să marcheze. Dar cum spuneam, Neto, acum nu mai este Neto la Fiorentina, a plecat în această iarnă, dar când era la Fiorentina a jucat titular în campionat, Neto, iar în Europa era titular incontestabil, Tătărușanu, acum este și în Europa și în, și în campionat. Fiorentina a luat un portar, dar pentru a-i fi rezervă lui Ciprian Tătărușanu. A făcut meciuri destul de mari, cel puțin în Europa. Să vedem pe Kevin De Bruyne. De Bruyne trage, dar balonul este respins în corner. Avem lovitură de colț, să vedem, tot Baines este acolo, jucătorul foarte tehnic, dar noi batem cu schema noastră clasică. Oh, Chamberlain trece foarte frumos, Chamberlain pasă în careu, iată acum pe Lukaku! Neto! Neto arată că merită să fie în continuare titular în poarta lui Fiorentina. A, nu e nimic, dacă Tătărșanu nu-i convine, îl vom lua noi să joace titular la noi poartă. Zelalem, oh, penalti, este penalti obținut de Zelalem. Foarte bine, Zelalem obține penalti. Oh, foarte bine, bravo Zelalem. Iată și tu cum îl ține acolo. Bestia. Cine e, cine e, da, chiar e gras jucătorul ăla. Mi-e amintește de tot, tot amuz, dar Baines este cel care va executa. Nu, nu știi cine mai bate bine, vezi, Lukaku. Lukaku mai bate bine lovituri de la 11 metri. De ce Miralas când poate Lukaku? Ia uite cât de bine bate Lukaku. Sau De Bruyne, are un jucător foarte tehnic. Sau Lukaku, mă. Hai să lăsăm pe Lukaku, că este bun, este un atacant bun, golgheterul nostru, Romelu Lukaku. Să vedem acum pe Lukaku, un expert al loviturilor. Oh! Ce a fost asta cum ai dat? Nu se poate, nu știu, s-a dus timpul și a fost asta, doamne. Incredibil, deci nu a apăsat niciun buton omul ăsta aici. Sunt cu el de față, senzațional, ratăm penalti, Lukaku ratează. S-a dus timpul, doamne. Puteam deschide scorul, iată ce se întâmplă aici. Sperăm să nu se răzbună această mare ratare. Iată acum pe Richards. Încearcă să centreze, găsește o centrare, deviere pe spate și respingem foarte bine. Miralas a fost cel care are magicianul De Bruyne. Iată acum la balon, pasă pentru Lukaku, gol! 2-0! Romelu Lukaku trebuia să marcheze și el și cine altcineva să-i dea această pasă de gol decât magicianul, cum spuneam, Kevin De Bruyne. Un gol foarte frumos, o execuție, o fază frumoasă lucrată pe partea stângă, pe partea lui Kevin Miralas. Da, execuție de mare atacant al lui Romelu Lukaku, dar sunt formalități simple pe care un atacant ar trebui să le îndeplinească așa cum o face Lukaku. Până la urmă, faza începută trebuie urmărită și asistul de vis, să spunem așa, lui Kevin De Bruyne. Michael Richards este bestia care a făcut penalti, care l-a faultat în careu pe Zelalem. La acea fază, penalti ratat din păcate de Lukaku, dar s-a revanșat acum marcând. 2-0 deja Cavanda. Oh, Cavanda, ce pasă! Ce pasă pentru Lukaku! Ocazie uriașă pentru noi de a face 3-0. Iată acum pe Miralas. Miralas, avem o aruncare de la margine. Cavanda ne-a mai dat, să spunem, câteva sfaturi. El cunoaște campionatul italian, a jucat împotriva lui Fiorentina. Să vedem centrare pentru Kevin De Bruyne. De Bruyne! Oh, ce ocazie Neto acolo! Este bombardat, se trage din orice poziție aici la Fiorentina. Fiorentina care a reușit să obțină o victorie senzațională, o calificare senzațională împotriva Romei. Știm cu toții, s-a calificat mai departe în sferturi în Europa League.
Teixeira acum, Cavani încearcă să recupereze, dar nu reușește, minge pentru Rossi. Rossi, în careu periculos acolo, Baze reușește să îl deposedeze. Excelent Tim Howard, joc și de picior foarte bun al americanului. Iată acum pe Kevin De Bruyne. De Bruyne pentru Lukaku, mai departe la Chamberlain. Chamberlain are viteză bună, Chamberlain trebuia să întoarcă mai dinainte Chamberlain. Asta este o deposedare și un contraatac încercat acum de Fiorentina, dar cam încet. Mario Gomez, iată acum pe Neans, încălcât foarte mult. Teixeira continuă. Teixeira, brazilianul Teixeira, după nume este brazilian, vă dați seama. Valero, este Cavani acolo, care pierde balonul. Valero centrează, dar nu o face foarte inspirant. Iată-l acum pe Cavanda. Cavanda pentru Lukaku! Era 1 la 1 cu Neto. De ce ar fi vrut o astfel de execuție pretențioasă? Cavanda putea să ofere un asist de vis. A făcuse cursă frumoasă, micuță, așa o pasă bună a lui Cavanda. Este un fundaș ofensiv foarte bun, face și faza defensivă foarte bună. Să fiu sincer, iată acum o fază foarte bună încercată de cei de la Fiorentina. Să vedem un contraatac de Bruyne pentru Lukaku. Cum spuneam, să fiu sincer, l-aș fi luat pe Carvajal în locul lui Cavanda, dar nu ne-am înțeles la bani cu el, așa că l-am luat până la urmă pe Cavanda. Miralas, Kevin Miralas este deposedat, 2 la 0 în continuare și cred că acesta va fi rezultatul final sau chiar 3 la 0. Lukaku centrează, Lukaku și este gol, 3 la 0! 3 la 0, dar cine este cel care a apărut la finalizare? Zelalem marchează până la urmă și Zelalem. Lukaku a avut un asist în acest meci, un gol și un asist. Zelalem marchează și el trebuia să o facă până la urmă. Tot Miralas este cel care începe aceste faze frumoase. 3 la 0, meci făcut foarte simplu de noi, meci care l-am făcut în a doua repriză, mai simplu. O primă repriză în care scorul a fost 0 la 0 și în a doua repriză am reușit să marcăm chiar 3 goluri. De Bruyne, Lukaku și Zelalem sunt cei care au reușit să marcheze pentru noi. Lukaku încă o dată un meciul lui, un gol și un assist. 9,2 a fost nota lui Romelu Lukaku. Ofertă de manager de la Național, este vorba de Irlanda, nu o acceptăm. Bun, și acesta a fost episodul de astăzi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!